Proiectul este implementat în 7 biblioteci din țară, printre care și la Biblioteca Județeană Ovid Densușanu Hunedoara Deva. Obiectivul principal este de a amenaja un spațiu unde cei 15 voluntari să poată învăța cum să participe la viața comunității și să deprindă comportamente civice. Prin acest proiect, Biblioteca Județeană Ovid Densușanu Hunedoara Deva demonstrează încă o dată că activitatea ei nu se reduce numai la a da cărți utilizatorilor sau la a primi cărți de la utilizatori, ci noi oferim în permanență servicii noi către comunitate. Un astfel de serviciu va fi și acest proiect. Proiectul va fi implementat în Biblioteca Județeană. Vom selecta 15 voluntari, 7 membri ai organizațiilor neguvernamentale din Deva, 8 cetățeni, iar acești voluntari vor avea sprijinul nostru în amenajarea unui spațiu de întâlnire și de discuție. Noi spunem cuibul democrației. Odată amenajat acest spațiu de întâlnire, va urma un exercițiu practic prin care îi ajutăm pe cetățenii implicați în proiect să învețe cum să discute cu instituțiile publice, cum să detecteze acele nevoi de dezvoltare de pe plan local și cum să propună măsuri pe care instituțiile le pot pune în practică, în așa fel încât să nevoile oamenilor din comunitate să fie întâmpinate. După această etapă, după acest exercițiu practic, vom ajuta grupul de voluntari. Valoarea totală a proiectului este de aproape 221.000 de euro și este finanțat prin granturi norvegiene. La Biblioteca Județeană Ovid Densușanu Hunedoara Deva, implementarea proiectului va avea loc în perioada decembrie 2014-octombrie 2015.